Salutare dragi tovară și bine ați dat click la un nou videoclip. Îmi pare rău că nu știu de ce, dar asta basca mea nu e verde, dar green screen-ul mă face să par un cap sec cu ea. Astăzi voi face un review la carcalacul ăsta, la filmul cu acest carcalac pe care l-am văzut acum câteva seri și m-am gândit hai să fac primul review la un film pe acest canal, că n-am făcut. Am mai discutat eu pe live-uri despre, nu știu, desene sau filme animate la care m-am uitat dar să fac un review propriu zis la un film și vechi de 100 de ani n-am făcut. Așa că astăzi facem un mini review, părerea mea, despre filmul Nosferatu vechi de 100 de ani, care, să fim serioși, încă să avem filmul ăsta disponibil pe YouTube să-l putem vedea după 100 de ani, e chiar un miracol. Fix cu un an înainte acestuia s-a filmat un film Dracula în Ungaria, și a dispărut filmul ăla și multe alte filme, gen Fantoma de la opera de prin anii 20 sau chiar înainte de anii 20, anii. 10, mă rog, între 1910-1919, multe filme care au dispărut, iar acesta, surprinzător, a rămas în picioare. Recent, am, după ce am văzut filmul, mi-au apărut mai multe videoclipuri despre acesta, mai mult ca să zic așa. mai multă trivia despre film. Și în continuare sunt surprins de cât de bun este așa, dar dacă vreți să vedeți un film total diferit față de ce se lansează de vreo 30 de ani cu acces sau poate chiar mai mult. Vă recomand filmul acesta. În primul rând este un film mut. Să nu aveți impresia că o să ții pe. Mă rog, o să ții pe personajele dar nu să le auziți că o să fie doar o muzică pe fundal, iar replicile și narațiunea, pentru că este și o narațiune un pic acolo. Um, sunt ca niște slideuri în... Uh, în PowerPoint, adică vine imaginea cu textul și apoi din nou scena, cam așa ar fi. Și, totuși, este foarte bine realizat. Actoria personajelor mi se pare foarte bună. Un, două lucruri mi s-au părut ampule. În primul rând, de la Marea Neagră, vine al nostru vampir, până în Germania, așa pe o corabie din lemn și a, cred că i a luat nițel să facă bine, a ajuns mai repede decât ce ul din zilele noastre. Și, doi la mână, când își tăia uh, Hater Hater, nu, Hatter, Hatter, ca așa-l cheamă pe personajul din film, nu pe vampir, orloc, pe cel care se duce la castelul lui, o să vorbim imediat și de locurile din România unde s-a filmat filmul, pentru că, surprinzător, a fost filmat și în România. Cum să nu filmezi în România un film despre vampiri? Bă, da, mă enervează că... Mi-am luat și o bască asta să pară că sunt un critic de film, ceva, un regizor și aș... în fine. Omul nostru când să-și tai o chiflă, o ținea așa de parcă curăța un măr sau un cartof și bineînțeles că s-a tăiat pe deget. Tenuhu s-a păcuțit că mă tai și eu după. Și ăla momentul în care realizează că al nostru e de fapt un vampir. Nu pot să vă spun toată povestea că vă stric plăcerea din al vedea. Vedeți că pe YouTube găsiți mai multe variante cu filmul. Variantele mai vechi nu sunt, nu sunt la viteza corectă, adică scenele parcă sunt prea rapide. Dar e și o variantă mai bună în care nu e totul pe repede înainte la scene și e și mai mișto atmosfera. Muzica non stop pe fundal, o muzică foarte bună. Și un motiv pentru care zic că merită vizionat acest film și se pișă pe multe din ziua de azi și surprinzător. Are 7,9. 7,9 are filmul pe IMDB. Sper că nu greșesc, dar un film de acum 100 de ani are 7,9. Are note mult mai mari față de alte filme care se lansează în ziua de azi. Mai ales filmele astea pentru adolescenți nebuliți. De Alea nu mai zic că au numai 4-50, maxim 5 notele și tot. Vai, ce bun e filmul ăla, nu știu ce. Vedeți, bă, filmele astea care au făcut istorie și miraculos încă există. Bun, să revenim. Deci, nu o să aveți parte de o grămadă de sânge recuzită, stricată, cum se mai făcea la filmele vechi sau efecte speciale cum se mai face acum pentru unii monștri. Nici măcar nu se mai fac efecte speciale, nici nu erau efecte speciale atunci. Singurele efecte speciale, ca să zic așa, CGI-uri sau cum vreți voi să le spuneți, era așa. Cum se închidea singur capacul în care s-a pus vampirul și cum se ridica el așa singur. Din coșciug sau sicriu. Le încurc mereu. Eu, vorba de numărul de laturi, în fine. Când se pune capacul singur la un moment dat, doar sunt cadre cu capacul repoziționat. Și când se ridică el așa din coșciug, e tot așa o multitudine de cadre în care se mișcă un pic așa. Acum nu știu dacă avea și o scândură ceva în spate și trăgea careva cu o sfoară. Sfoara aia nu se vedea, dar oricum e imaginea veche. el găsești și în HD acum pe YouTube. Deci e bine că e postat pe YouTube. Nu o să vă arăt scene pentru că drepturi de autor... Puteam să pun o coloană sonoră din film. Dacă de-am căutat melodii din film, direct, recomandare de la Universal, nu știu cum, așa, casele alea de producție, deci adio. Copyright-ul m-ar fi rupt. Am jucat și jocul. Cred că o să-l joc zilele următoare. Sau l-am jucat. Văd când postez videoclipul, pentru că mi-a plăcut foarte mult filmul și o să rejoc jocul. Unul din jocurile copilăriei mele. chid că multora nu le-a plăcut jocul să uite ah, ce veche e jocul ăsta, bă, n-aveți abar ce înseamnă să faci ceva bun când ai resurse limitate, cum era pe atunci. Deci, față de filmele de astăzi, fără țipete pe draci, că multe filme cam așa sunt. Cât mai mult sânge aruncat pe pereți, recuzită, mațe, efecte speciale de căcade, zici că mă joc Half-Life 1. Doar respectăm pentru Half-Life 1. Și să pe cât mai mult actorii și cam atât. Da, ți și în filmul acesta, doar că noi auzim, dar le vedem expresiile faciale și mie mi se pare că pe atunci actoria era cu un alt nivel la capitolul expresii faciale și gesturi și... Pentru că pe asta se bazau filmele de atunci. Machiajul care e foarte bine reușit și cum gesticulează personajele. Deci o scenă în vapor, Mă rog, una din scene, de exemplu, cea în corabie când merge cu vaporul, cu corabia, dar foarte ciudat. Pleacă din Varna. Deci el merge în Transilvania cu căruța până în Varna. Nu era în port în Varna. Mare parte filmul s-a filmat în Germania. Pa undeva prin nordul Germaniei. Într-un castel din Slovacia. Multe filme dale vechi. Nu erau filmate în interiorul castelor, doar erau niște poze așa din depărtare cu ele. Ei bine, Filmul se filmează într-un castel din Slovacia, un castel chiar mișto și încă poate fi vizitat. Dacă o să am drum în Slovacia o să merg acolo. Și bineînțeles s-a filmat și în România. Undeva pe la, nu știu, 20 de minute când ajunge Hatter, da, ciudat nume, e, nem e ce vreți, rusac, ajunge în România, în Transilvania. Apropo, povestea jocului are loc în 1800 și ceva, nu în 1922 când a apărut filmul Ia apuc repede să Să văd aici Nosferatu Așa hai repede dăm pe Bine că am dispărut și eu acum IMDB, Wikipedia Stați că zice aici la început 1838 Deci filmul are loc are loc. Acțiunea în poveste 1838 Bineînțeles după Cartea lui Bram Stoke despre Dracula Aia care a fost lansată mai târziu Pe la finalul secolului XIX deci, teoretic, el vine în Transilvania, în Ungaria, nu în România, că în 1838 nu era România atunci. Dar actorii de acolo cred că sunt români, căci toți, toți sunt îmbrăcați în straie populare românești și. bă da, mă enervează. Și. nu, stă mai bine cu asta. Și arăt și o mai a cine cumva critic de film aici. Acum voi să-mi ziceți că arăt ca un regizor porno. Deci personajele din România arată exact cum să spun, de scena de acolo dintr-o bodegă, parcă mă uitam la Moara cu noroc. Nicio diferență de acolo. Bine, Moara cu noroc a fost filmată mai târziu, dar cred că tot în perioada aia are loc acțiunea. Nu mai țin minte, m-am uitat de mult la film. Cartea nici n-am citit-o, mă rog. Și, deci da, România ca lumea mișto filmată, actor români, ardeleni, plus Bălealacul am văzut acolo. Cred că sunt și mai multe locații din România filmate, n-am stat să le văd pe toate. Nu le-am recunoscut pe toate bulea lacul, l-am recunoscut imediat. Ar arată exact ca acum, doar că nu e transfăgărășanu. N-am stat să analizez ca în deportare să vă cum, era, cum ajunge la bulea lac pe atunci. Și bineînțeles, nu sunt zeci de hoteluri pe marginea drumului. Uh, și cam asta ar fi cu locațiile. Da, și am zis, deci singurele două scene mai ciudate pentru mine a fost faptul că a trebuit să o din por din Varna, nici măcar de la Constanța de la Varna a luat el o corabie ca să ajungă în Germania și cum a curățat, a tăiat -o la o fel de pâine, s-a tăiat așa, nu putea să o pună pe masă să o tăia așa. Poate cine știe, pâinea era mai altfel pe atunci se tăia mai ușor așa, habar n-am. Dar, ceva, ca să vă spun un pic din povestea filmului acum, am evitat să vă dau spoiler, dar nu se poate. Pe lângă că vine un vampir în Germania, vine și cu ciumă, cu niște sicrie cu șobolandă ciumă, o să vedeți cum umblă popa pe stradă în Germania, părinte, preot, cum mi se spune, și face așa cruci pe casele unde au murit aia. Adică, deci pe lângă că un vampir liber stres care suge sânge de femei, de vir nu neapărat de virgină, nu știu dacă soția lui Hatter era virgină sau nu, dar uh, mor oameni la greu, oameni cu sicrie, adică, cum să spun... Secolul XIX, abia trecut se evu mediu, se ajunsese la revoluția industrială, dar în continuare ciumă la greu. Povestea excelentă. Plus că s-au mai folosit de umbre ca să facă niște cadre mișto, nu pot să vă spun tot că vă stric plăcerea din a vedea filmul. Dar, într-adevăr, mulți o să-mi spuneți, bă, dacă ne strângem 5-6 inși și filmăm cu telefoanele, putem face ceva mai bun de atât. Pe parte calitativă, audio-vizual, da, mai greu cu actoria și să poți să faci de la zero o poveste așa. Oricum, o capodoperă de film. Există și o, un remake, un remaster, cum vreți voi să spuneți. O a doua variantă a filmului realizată în 1979. Coloră, cu audio, cu alți actori, bineînțeles că majoritatea au murit. Uh, care, da, trebuie văzută și aia. Are nota mai mică pe IMDB, are doar un 7,4 în loc de 7,9 ca filmul din 1922. Dar din nou, o minune, un miracol că încă avem filme atât de vechi care încă există și nu au fost dispărute. Mai am un film mai aici pe YouTube, în playlistul de vizionează mai târziu pe care trebuie să-l văd că tot așa a fost pierdut. Și-l zic acum că l-am auzit la un podcast. Odessa în flăcări din 1942, trebuie să-l văd și pe ăsta. Da, e pe YouTube, are ora 25. Trebuie să vă și filmul ăla. Da, mie îmi plac filmele astea vechi. Rar mă uit la un film, dar când mă uit, mă uit la filme vechi. ce mai avea de adăugat despre film? A, Vampirul nostru, deci pe lângă care jocul din 2003. Și două filme care apare Nosferatu sau Orlok, se mai zice. Uh, apare și în Spongebob. Ca să stric acum tot farmei cu noi, așa. Apare în SpongeBob, a pus două videoclipuri pe TikTok ca și spoiler să vă prindeți. că Urmează să postezi ceva legat de Nosferatu. Incredibil, știu. Moroiul ăsta care băga lumea în sperieți în anii 20, apare în desene pentru copii în anii 2000. Da, amuzante scenele oricum. Nu strică să mai ne amintim de niște perioade istorice în punct de vedere cinematic. Filmul face parte din era mută, a film, că erau multe filmele de unde microfoane și aparatură curentă tot ce se baza pe atunci la un film bun era actoria machiajul și cât de cât cum puteai să faci studioul acolo sau în cazul acestui film să te duci să-l filmezi în trei țări diferite, în România în Transilvania, la castelul din Slovacia și în Germania bineînțeles că s-au dus cu trenul să-l filmeze sunt curios dacă ați văzut și voi filmul. Lăsați-mi părerea voastră despre film în comentarii. Deci mie mi s-a părut super bun pentru 1922 și o să mă uit și la varianta din 79. Am văzut și filme de groază apărute recent, recent, în ultimii 10 ani. Și la alea ori mă plictisesc, ori mă ia somnul, ori mă buvnește râsul de cât de proaste sunt. Eu râd la horror, la ăsta n-am râs, la ăsta am fost captivat. Pentru mine chiar a fost un film horror bun. Uite, am văzut ce a apărut și anul ăsta. Terrify 2 sau cum se cheamă. Nu l-am văzut pe tot. Mie mi s-a părut un pic așa, mai să fie amuzant decât în fricoșător. Că efectele alea așa cum îi desface capul unu hm. Am văzut chestii mai mișto. De exemplu, videoclipul de la The Devil de la Slim Not, cum își dă masca jos cu tot cu piele. Undeva tot pe acolo e. E mult mai vechi videoclipul ăla muzical decât... În fine, aici nu vorbim de filmele noi. Vorbim de bucăți de istorie cinematic, cinematografică. A, și încă o chestie. Timp de 9 minute, parcă așa era. N-am ținut cont de chestia asta tot într-un video, păi tu mai ai apărut într-un short. Timp de 9 minute. Hai că dacă stau pe negru, nu se mai vede. Hai să stau mai așa, să nu mi se mai găurească pălăria. Timp de 9 minute cât a fost filmat Odată n-a clipit Sau maxim doar odată a clipit actorul Și sunt scenele alea în care vine el așa Ca un moroi încet Și totuși cu atâta machiaj pe el Și trebuia să fie niște lumini Pe acolo niște lumânări aprinse să se vadă Bă să stai atâta fără să clipești E de apreciat Ceea ce dă dovadă că și-a jucat și mai bine rolul Dacă știți tot așa niște filme vechi Nu ne neapărat mute, dar vechi așa Care să fie la fel de bune. Scrieți în comentarii că sunt curios. Părerea voastră despre film, când l-ați văzut, cum vi s-a părut și dacă ați jucat jocul și vă zic de acum. Jocul urmează să îl refac pe live-uri în zilele ce urmează. Am mai postat o exclusivitate pentru membrii în care am vorbit despre film. Și dobitocul de mine am curcat niște ani. Pentru că am urcat niște ani, eu care sunt atât la detaliile de genul, că îmi place istoria, să-mi fie rușine, repostez asta. Așa că videoul ăsta e îmbunătățirea la o exclusivitate pentru membri. Dacă vreți să deveniți membri, apăsați pe butonul Join sau alăturete, e lângă cel de Subscribe, mi se pare. Uh, nu vă costă mult, aveți o grămadă de beneficii la bani Puțin susțineți canalul, mai îmi iau și eu câte... Cât un desperados așa la două luni băcar. Bun. Ne vom auzi data viitoare și poate cine știe, continui să mai fac așa niște mini review-uri. Nu le fac mai detaliate cu scene și așa. Că mi-e de copyright bie și da, aia. Adică aia 10 15 pe care îi fac eu din mie de vizionări, să nu-i pierd și pe aia. Nimic ăla pe care îl strâng eu. În fine, ne vom auzi data viitoare. Ceau les tuturor și feriți-vă moroi.